Delia le povestea concurenților în această seară faptul că ea obișnuia să facă live-uri pe TikTok și întreba Albert cum făcea provocări și din astea și ea a zis că da, dar doar cu o prietenă de-a ei nu intra așa cu oameni pe care nu îi cunoaște. Spunea că nu făcea asta foarte des, dar intra și Antonia zicea că ea își petrecea timpul pe Discord, eu aplicație ceva, explica ea că seamănă cu Skype-ul, dar că sunt niște grupuri și poți intra fără invitație acolo, dar erau și niște chestii dubioase, niște discuții mai dubioase și că oamenii chiar își fac relație acolo. Alexandru spunea că și el știe și folosește acea aplicație, dar că nu are treabă cu oameni pe care nu îi cunoaște și apoi au început să povestească despre ce jocuri au mai jucat.